aș întreba de modul pentru urmărirea penală în cazul lui Gabriel Oprea, acuzat de ucidere din Colma. Personal, eu am fost foarte surprins de această acuzație. Domnul Oprea nu făcea parte din persoanele pentru care eu aș putea spune că am arătat așa o îngăduință extraordinară. Cred că am fost în general destul de rezervat. Dar în această chestiune, sincer să vă spun, sunt foarte surprins. Și când am să votez, am să mă gândesc la următorul lucru. Ce o să se întâmple dacă un motociclist din escorta care asigură coloana președintelui va avea un accident? Va ajunge președintele să fie acuzat de ucidere din culpă?